Hello, mă, șefanilor, și mine v-am găsit la un nou video. Cum v-am promis, că să fac unboxing la tot ce îmi cumpăr eu. Ei bine, astăzi vom face unboxing la această pungă de lei. O pungă de lei foarte frumoasă, am dat pe ea să mor eu. Cred că am dat 5 lei pe ea, dar dai un bandă, stai în față. Adică nu stai în față, că tot am stat la coadă, dar nu contează. Ei bine, o să fie un unboxing scurt și la obiect. De ce mă uit în partea aia, că acolo e camera? Că pula mea n-am cameră de asta și mă filmez cu Evo. Dar nu contează, dacă vom avea buget pentru următoarele unboxing-uri, ne vom filma și din față sau nu. Da, mi-am mai luat de la piață Dacia, de la obor, și niște bănănuțe, dacă îmi permite să vi le arăt. Sunt banane românești aduse din România, pentru că noi creștem banane peste tot, clima ne și ajută. Nu o să le desfac, pentru că astea sunt pentru un alt unboxing. Ei bine, pentru această pungă trebuie să avem foarte mare grijă. Mi-am luat instrumentele, aici avem instrumente, 3 cuțite, deoarece nu știi niciodată, asta e periculoasă, e ca porcul. Când tai asta, trebuie să fie acolo. Mi-am mai luat de asemenea și o foarfecă, pentru că vom avea nevoie când vom desface punga. Hai să începem să facem unboxing-ul. Da, am făcut unboxing-ul, se pare că am desfăcut punga. Ca de obicei, punga e atât de mare și este plină până la jumătate, pentru că așa sunt pungile în România, ce date. Ia să-mi dacă e bună. Foarte bun. Foarte bun, e o nară bun. Vă să spun. Nu, surprize n-are. Nu știu ce n-are. Da, mă. Cam asta e unboxing-ul, asta mi-am cumpărat eu azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, o să mai facem unboxing-uri. Eu am fost fratele vostru, până data viitoare, cum s-ar spune, baftă.